A fost odată ca niciodată Emil Racoviță, cel care a fondat biospeologia. Cum ar fi să pleci pe o corabie de lemn în 1898 dincolo de cercul polar și să fii nevoit să iernezi între ghețurile Antarcticii, fără Wi-Fi, încălzire și food delivery, și să mai trebuiască să și lucrezi în timpul ăsta? Emil Racoviță a făcut așa ceva. A fost primul om de știință român care a ajuns acolo într-un echipaj de temerari, pornit să descopere enigmele continentului înghețat. Emil Gheorghe Racoviță s-a născut pe 15 noiembrie în 1868 la Iași. Tatăl său, Gheorghe Racoviță, a fost magistrat și unul dintre fondatorii Junimii. Emil a copilărit la conacul părinților, în Șorănești, undeva în județul Vaslui. A mers la școală în Iași și a avut un învățător foarte cunoscut și teribil de neserios. Trăgea cu pușca după ciorile de pe tur la bisericii și a mărturisit în scris că în copilărie a mers la furat de cireșe. Învățătorul respectiv se numea Ion Creangă. Racoviță și-a continuat studiile în Iași, la Liceul Național și la Institutele Unite. A fost coleg cu Grigore Antipa. S-a bucurat de adevărate întâlniri cu profesori pe care i-am numit cu un termen mai corect maestri. Istoricul Alexandru Xenopol, chimistul Petre Poni, geologul Grigore Cobolcescu, care a jucat un rol foarte important în formarea tânărului Emil Racoviță. L-a învățat să iubească natura și tainele ei. Dar ca să nu-și supere părinții, Emil Racoviță pleacă în 1886 la Paris și se înscrie la drept. A fost un student foarte serios, dar în timpul liber mergea să asculte prelegerile susținute de medicul Manuvrie la Școala Superioară de Antropologie. Pasiunea pentru științele naturii se trezește din nou. După ce termină dreptul, se înscrie la a doua serie de studii superioare, în cadrul Facultății de Științe de la Sorbona. După absolvire, în 1891, Racoviță rămâne în Franța ca să-și pregătească teza de doctorat în laboratorul oceanologic Arago din Bagnus-sur-Mer. Timp de 5 ani, cât a durat doctoratul, Racoviță a cercetat lobul cefalic al anelidelor polichete. Ăștia sunt cei mai răspândiți viermi marini. Primește o invitație greu de refuzat să participe ca naturalist într-o expediție belgiană de explorare a țărmurilor antarctice. În 1897, el se îmbarcă la bordul vasului Belgica și pornește împreună cu echipajul format din doar 19 oameni spre țărmurile neatinse ale tărâmului înghețat. Corabia lor era construită numai din lemn. Avea 32 de metri lungime și doar 6,5 metri lățime. O botezaseră foarte sugestiv coaja de nucă. În vecinătatea țării Palmer din Antarctica, exploratorii descoperă câteva insule. Una dintre ele a fost botezată chiar de biologul român. În semn de prețuire pentru profesorul său, el a numit-o Insula Cobălcescu. Expediția a avut un succes răsunător, dar nu a fost atât de ușoară precum am crede. Din jurnalele păstrate, am aflat că vasul a rămas blocat în gheață timp de mai multe luni, vreme în care membrii echipajului s-au luptat din greu cu diferite boli, cu frigul polar, lipsa de lumină și cu un moral căzut la pământ. Cu mare greutate și-au croit drum printre ghețari, au parcurs 7 mile în 30 de zile. Până la urmă, echipajul a revenit în Belgia pe 5 noiembrie 1899. Emil Racoviță a adus cu el un material științific deosebit de bogat. Au fost angajați 74 de specialiști pentru a studia cele 1200 de piese zoologice, 400 de piese botanice și pentru a scrie lucrări după observațiile amănunțite făcute asupra balenelor, focilor și păsărilor. Ca urmare a acestei expediții, la 1 noiembrie 1900, Emil Racoviță este numit subdirector al laboratorului Arago. Se pare că a fost pentru prima oară când responsabilități atât de însemnate au revenit unui străin care abia trecuse de 30 de ani. Temerarul biolog român mai scrie o pagină de istorie. Emil Racoviță apare în prima fotografie subacvatică din lume. Poza a fost făcută în 1899 în timpul unei investigații în zona Bagnus-sur-Mer din sudul Franței. În 1904, un crustaceu fără ochi îi schimbă traiectoria lui Emil Racoviță. El cercetează Cueva del Drac, o renumită peșteră din insula Mallorca. Acolo găsește această vietate care, trăind permanent în întunericul peșterii, nu avea ochi. Bine, bine, vei spune, ce mare chestie. Păi este. Pentru că până la Emil Racoviță nimeni nu a întâlnit acest crustaceu, care era o dovadă a adaptabilității speciilor la mediul în care trăiesc. Din acest moment, Racoviță renunță la studiile oceanologice și se dedică peșterilor. Din 1905, împreună cu un bun prieten elvețian, Racoviță explorează peșterile de pe cei doi versanți ai munților Pirinei. Imediat după, publică un studiu numit Eseu asupra problemelor biospeologice. Această lucrare a reprezentat certificatul de naștere al biospeologiei. Până în 1919, Racoviță explorase 800 de cavități subterane, colectase 20.000 de animale cavernicole și societatea
înființată de el publicase 41 de volume, însumând 3400 de pagini dedicate vieții subterane. În 1919, Emil Racoviță mai primește o ofertă pe care nu o poate refuza, aceea de a participa la înființarea primei universități românești la Cluj-Napoca. A pus o singură condiție, ca în cadrul universității să funcționeze și un laborator de cercetare. Condiția este acceptată, astfel încât pe 26 aprilie 1920 ia naștere Institutul de Speologie din Cluj-Napoca, de altfel primul institut de acest gen din întreaga lume. Activitatea sa în noua Românie Mare era neobosită. În 1920 a fondat Societatea de Științe din Cluj. În același an devine membru titular al Academiei Române, pentru ca mai târziu să fie ales președinte al Academiei Române în 3 mandate consecutive. Emil Racoviță a rămas poate cel mai de seamă biolog pe care l-a avut România vreodată. Merită să notăm că era membru corespondent al Societății Spaniole de Istorie Naturală din Madrid, membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris, membru al Societății Zoologice din Londra și multe altele. Ah, și încă ceva! În 1958, 3 insule din Golful Wilhelmina au fost numite Emil Racoviță. În 1940 s-a semnat dictatul de la Viena. România rămâne fără Transilvania de Nord, deci și fără Cluj. Universitatea se mută la Sibiu, iar Facultatea de Științe la Timișoara. Emil Racoviță este nevoit să lase Institutul de Speologie în grija colaboratorului său elvețian, care era avantajat de calitatea lui de cetățean al unei țări neutre. După ce al doilea război mondial se sfârșește și universitatea poate reveni din nou la Cluj, Emil Racoviță își dedică toată energia pentru a repune pe picioare Facultatea de Științe și Institutul de Speologie. Desigur, acest lucru era donchihotesc după un război care devastase Europa. Nu își vede acest vis cu ochii, pentru că pe 11 noiembrie 1947, când încă lucra la refacerea Institutului, el moare în urma unui atac de cord. Acesta a fost Emil Racoviță, unul dintre cei mai importanți biologi ai lumii, cel care a fondat biospeologia. Acum e rândul tău. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să o trimiți și prietenilor tăi. Și dacă vrei să descoperi și alte asemenea istorii, abonează-te la canalul nostru. Învață aripile să zboare. Red Nose Society.